Ca să ajungi din centru la strada Bogdan Petricei cu HD-ul, trebuie să cobori pe strada Petru Rareș, până la un scoar unde ea își are începutul. Strada Bogdan Petricei cu HD-ul nu este o stradă mare, este destul de scurtă. Începe la strada Petru Rareș și se încheie undeva între curțile Noile Chișinăului, dar odinioară ea se termina la strada Grecească, unde probabil erau mai multe gospodării ale grecilor. În începutul acestei străzi există un scoar, care este scoarul decembriștilor, în care găsim un monument al lui Mihail Orlov, acel general care era șeful direct al poetului Alexandru Pușkin. De fapt, el era nu numai șeful direct, era și victima tuturor glumelor pe care poetul și le permitea, fiindcă generalul era un om foarte binevoitor, era mai mult civil decât militar și, ceea ce este important, el nu era implicat în procesele organizației masonice Ovidiu din Chișinău. A fost un control foarte riguros asupra acestei loje masonice și s-a demonstrat că generalul nu era implicat, dar cu toate acestea era simpatizat de acești masoni și de aceea poate în memoriile contemporanilor el vine ca o figură foarte luminoasă. Este important că în anii 80 s-a decis ca în memoria acestei organizații să fie instituit un monument al acestui general, deși cred că era un act în fond curajos, fiindcă a vorbi despre masonerie în acea vreme era practic interzis. Cu toate acestea, monumentul a fost instalat și cred că, într-un fel, este un monument al epocii, nu un monument al țarismului, așa cum s-ar crede astăzi după noile viziuni ale unor istorici. La 1834, când inginerul Fiodorov a făcut proiectul general al orașului, cea mai multă bătaie de cap i-a dat-o partea de jos a urbei, deja populată spontan, fără vreo sistematizare a caselor, cu străzi înguste și întortocheate. Strada pe care se afla una din cele mai vechi biserici era circulară și proiectantul a ajustat-o. Vreau să spun că această stradă a fost strada boierii moldovenești, fiindcă în partea de jos a orașului, până la 1812 locuiau în mare parte boierii moldoveni. Aici, nu departe, în zonă, se afla cea mai frumoasă casă Chișinăului la acel moment, casa lui Andronache Donici, care a fost îndrăgită foarte mult de generalul Inzov și mulți ani el a locuit în această casă. A fost casa în care s-a oprit și a fost găzduit poetul Alexandru Pușkin, fiind în gazdă chiar la generalul Inzov. Dar această stradă a avut mai multe nume din cauza că epocile s-au schimbat și fiecare epocă a venit cu numele său. Inițial era strada Cațichii, pentru că proprietarul care dădea numele străzii era chiar Mihail Cațichii, un grec, un negustor, care avea o casă frumoasă, chiar la începutul străzii, la numărul 2, și o casă cu demisol, mare pentru acea vreme și chiar frumoasă pentru zilele noastre. Această denumire s-a menținut până în 1924, când i s-a dat numele Bogdan Petricei cu HD-ul, în amintirea acelei șediri la Chișinău al Bogdan Petricei cu HD-ul din 1851 până în 54, când a făcut studii la gimnaziul numărul 1 de băieți din Chișinău. Din 54, strada și-a schimbat iarăși numele. A devenit Oleg Coșevoi în memoria acelui Oleg Coșevoi care a condus garda tânără de la Krasnodon. Denumire care s-a menținut până în 90, când din nou s-a revenit la denumirea istorică Bogdan Petricei cu HD-ul. Această stradă a suferit foarte mult din cauza construcțiilor moderne și de ce patrimoniul păstrat pe această stradă este foarte mic, dar sunt trei obiecte care merită să fie menționate și mă refer în primul rând la casa negustorului Cațichii, care era și un obiect important pentru contemporani, era loja masonică Ovidiu aici în această casă și unul din membrii acestei loje a fost chiar însăși poetul Alexandru Pușkin. De ce este importantă această lojă? Pentru că de la lojele masonice Steaua Nordului și Steaua Sudului, de fapt, s-a pornit liberarea Rusiei, fiindcă ofițerii și soldații care au fost în Franța în 1814 au înțeles că Europa trece pe de alte criterii și este foarte bine ca Rusia să se modernizeze, anume prin reforme.
Casa Cațichii se află chiar în spatele scoarului, la colțul străzii. Din cauza căderii reliefului, are un subsol și pare a fi cu două etaje. Anume pe aceste trepte coborau membrii logei francmasonice în beciul spațios pentru a se reuni la adunările lor secrete. Deși poetul Pușkin nu figura în lista membrilor trimisă la Marea Lojă Franc-Masonică din Petersburg, dintr-o scrisoare aflăm că frecventa aceste adunări. Proprietarul casei, Mihail Cațichi, nu era membru al lojei, ci doar da în chirie subsolul casei. Casa datează cu începutul secolului XIX și a fost realizată în stil clasic. În 1987 ea a fost renovată, schimbându-i-se aspectul, dar a păstrat principiul tripartit al schemei inițiale. De timpul trecut ne amintește pavajul ogrezii din piatră de granit. El într-adevăr lăsa caldărâmul curat după ploaie, dar cere multă abilitate dacă pășești pe el în pantofi pe tocuri. Poate din acest motiv, editura care s-a stabilit aici a amenajat și niște trotuare moderne, sub formă de carouri. Anturajul pare a fi unul de muzeu, o imitație a celui de altădată cu pridvorul tradițional, cu un șipot de izvor stilizat și doar bătrânul salcâm și reastra de la podul casei sunt puținele urme adevărate ale trecutului. Un alt obiect important de această zonă este școala primară. Este o școală primară construită în 1901-1902, o școală făcută din două blocuri, pentru că erau două denumiri diferite, separate. Era școala Gogol, școala Jukovske, școala primară de băieți, școala primară de fete. Această școală primară a existat și în perioada interbelică și există până și în zilele noastre. Este un monument important, pentru că este construit pe banii publici, dar contribuția particulară a oamenilor bogați din orașul Chișinău. Clădirea a fost construită în anul 1902 și în primii 10 ani a fost locația Societății Municipale de Credite. În 1913, aici au fost deschise două școli primare, una pentru băieți și alta pentru fete, cu numele lui Nicolae Gogol și Vasilii Jukovski. Clădirea este aliniată la linia roșie a străzii și ocupă întreaga lățime a parcelei. Accesul în școală avea loc dinspre curte. Astăzi i s-a adăugat o intrare din stradă, fiind sacrificată o fereastră. Fațada principală este zidărie aparentă, cu detalii cioplite în piatră. Ferestrele sunt grupate pe verticală, printr-o decorație plastică ce imită poziția pietrelor în asize. Sub plitele de pervaz se află un brâu din romburi, mărginit de un șir de console decorative. Un alt obiect important este Biserica Bunăvestire, construită în 1810 și este una din bisericile vechi ale Chișinăului, în care venea la slujbele divine boierime moldovenească și se spune că tot aici a fost mai multe ori același mare poet, Alexandru Pușkin. Biserica după 1960 a fost închisă și a fost transformată într-un depozit al Muzeului Național de Arte Plastice și aici erau păstrate lucrările sculptură ale acestui muzeu. După 90, biserica și-a recuperat din nou destinația inițială și a devenit iarăși un obiect de cult. Biserica Bunăvestire este a treia după vechime, anticipată de Biserica Mazarache și Biserica Constantin și Elena. La început a fost ridicată din lemn la mijlocul secolului XVIII, dar în anul 1788, când turcii au incendiat Chișinăul, ea a fost mistuită în flăcări, împreună cu alte 6-7 biserici, despre care amintește un istoriograf al vremii. Clădirea din piatră a fost înălțată la 1810 și era locul unde venea la slujbe boierimea de elită a Chișinăului. Are forma unei corăbii și posedă caracteristicile arhitecturii bisericilor ieșene din secolul XVIII, cu elemente clasice în decorul plastic. În 1893, pe lângă biserică, a funcționat o bibliotecă, iar din 1895, o școală bisericească. Casa cu numărul 14 a fost construită în anii 20 ai secolului trecut, cu decorul fațadelor în stil modern. Fațada este în zidărie aparentă din piatră. Peretele este divizat prin lesene cu terminații figurative amplasate între ferestre. Friza superioară a pereților este alcătuită dintr-un șirac de pătrate, completate cu o factură de piatră măruntă spartă în cercuri din piatră cioplite neted.
casele cu numărul 25 și 27, la fel sunt introduse în registru și datează cu începutul secolului 20. Ambele au planul casei tradițional cu 3 odăi și compoziția fațadei austeră în stil eclectic. După reparații și renovări, casele au căpătat un aspect comun cu cele din jur, mai recente. S-a mai păstrat doar sigla de altă dată la numărul 25, fiind înlocuită parțial cu ardezie. Vreau să spun că are un detaliu care nu-l păstrează alte străzi. Aici se mai păstrează caldărâmul vechi din granit al Chișinăului, caldărâm pus cândva de primarul Carol Schmidt, încă la, începând cu anul 1878, când a început povarea modernă a Chișinăului. Iar asfaltul a învins și doar un petic din acest caldărâm s-a păstrat. Cine vrea să guste din Păvarul de altă dată, să vină, să vadă anume strada Bogdan Petriceiu Hașdău. Parcurgând strada, ai impresia că a rămas în urma schimbărilor din ultimii ani, amintind cel puțin de anii 60 ai secolului trecut, cu căsuțe mici și copaci care își pleacă coroanele spre linia de centru a șoselei. Priveliștea de la capătul ei însă e una neașteptată. La picioarele străzii se așterne orașul modern, cu edificii multietajate, iar blocul nou aparține altei străzi adiacente, Moara Roșie, unde s-a păstrat doar un singur monument istoric, care i-a dat numele. Construită în anii 1850-1860, una din primele mori cu aburi și-a schimbat periodic proprietarii, iar în 1889 a fost cumpărată de negustorul Abraham Levenzon. La sfârșitul secolului XIX era una din cele mai înalte clădiri din oraș, având 3 etaje unde se aflau un magazin, secția de măcinat și elevatorul. În 1901, un incendiu puternic a nimicit o parte din etaje. Proprietarul a reconstruit edificiul din cărămidă roșie rezistentă la foc. De atunci i-a fost atribuit numele de Moara Roșie. Întreprinderea activa cu utilaj german și a funcționat până în anii 50 ai secolului trecut. Astăzi e într-o stare avariată și ca să nu se risipească, i-au montat de jur împrejur 7 centuri de metal. Soarta ei ulterioară a fost obiectul mai multor dispute și semnalizări în presă, dar s-a reușit doar să fie zădărnicită demolarea clădirii. Deși tot mai puține, edificiile vechi din partea de jos a orașului au o mare valoare istorică, fiindcă de aici a pornit să se dezvolte și să se extindă orașul.